Ce este ulcerul gastric sau duodenal? Este o boală multifactorială. Se manifestă prin prezența unui crater, o rană în mucoasa stomacului sau duodenului. Care sunt cauzele apariției acestui crater sau acestei răni în stomac sau duoden? Este stresul, este fumatul, este alcoolismul, după cum și infecția cu Helicobacter pylori, care reprezintă aproximativ 80% din toate motivele ulcerilor gastrice. Simptomul principal este durerea, care apare indiferent de luarea mesei, indiferent după masă, preponderent după consumarea produselor acide, prăjite, se manifestă durerea nocturnă. Pentru a stabili un diagnostic și un tratament corect, se recomandă endoscopie digestivă superioară, care denotă prezența leziunii ulceroase și prezența sau nu a infecției cu Helicobacter pylori. Pentru a primi un tratament corespunzător și adecvat, se recomandă consultul medicului gastroenterolog.